Joi 21 decembrie, la Catedrala Nașterea Domnului din Suceava, a avut loc cea de-a 14-a ediție a concertului de colinde Astăzi s-a născut Hristos. Evenimentul artistic a fost așteptat cu nerăbdare de publicul sucevean și a fost prilej de confruntare artistică pentru cele 14 formații catehetice din eparhie formate din elevi de gimnaziu și de liceu, Corala Preoțească Suceava 1, Colegiul Național Petru Rareș, Corul Seminarului Teologic Suceava, Corul Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare Cajvana, cel al Liceului Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Suceava și celelalte coruri au adus și actualizat prin interpretare frumusețea unui repertoriu de colinde tradițional. Mulțumim coriștilor, îi felicităm, multe osteneală, dar și satisfacție. Tot ce s-au cântat aici arată bogăția sufletească a oamenilor din acest colț de țară cu frumuseți neegalate. Dumnezeu să primească jertfa și osteneala lor. Sărbători fericite! Concertul de colinde Astăzi s-a născut Hristos al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se desfășoară anual în preajma sărbătorii nașterii Domnului, mai exact în joia dinainte sărbătorii nașterii Domnului, ajungând astăzi, anul acesta la cea de-a 14-a ediție. Anul acesta ne-am îndreptat atenția pentru corurile centrelor eparhiale, centrelor catehetice și a corurilor parohiale, astfel încât avem înscris la acest concert un număr de 11 coruri. Concertul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților închinat păstrării tradiției colindelor nu face altceva decât să aducă și să încearcă să aducă cât mai aproape pe tineri de biserică și cu oarecum să recompenseze punând, dându-le șansa de a-l colinda pe înalt preasfințitul Părintele nostru Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Cu binecuvântarea Dumnezeu ne apropiem de ajunul Sfântului Crăciun, Crăciun care vine cu bucurie în suflete și inimile noastre, unde sufletul e scăldat în colinde, și aceste colinde se regăsesc în această seară prin concertul de colinde organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în Catedrala din Suceava. Catedrala din Suceava are și hramul Nașterea Domnului, deci fiind și hramul și colindele în cinstea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vrem să aducem un pic de bucurie în sufletele și în inimile credincioșilor. Ne bucurăm nespus și în acest an, pentru că am luat parte la acest spectacol de colinde cu binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, alături de corurile participante și grupurile ce au prezentat colinde în această seară. Dorim să împărtășim bucuria sărbătorilor, dorim ca toată smerenia copiilor să ajungă și în sufletele celor mari, să facem o lume mai bună și toți împreună să ne bucurăm de nașterea Mântuitorului și a Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbători fericite tuturor!